Am plecat cu roua în picioare. Și ce parfum! Asta, dragilor, vă facem poftă. Deci, scuze, dar... E prea bun. Și dacă e luni, e Via Transilvanica, drumul care unește mai bine de 700 de kilometri pe care am parcurs pe jos prin minunata noastră țară. Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru like, share și dacă n-ați făcut-o până acum, subscribe pe canalul Smiley Traveler. Băi, bună dimineața, bună dimineața, ce ceață! Dimineața, ceață și aerul curat, s-ar putea să spargă fața. O nouă zi pe Via Transilvanica. Saltări din Târnava, bă, chiar sunt curios. Câți ori să se oprească noaptea aici în Târnava? De acum încolo sau nu știu dacă a făcut-o și el până acum. Au venit văcuțele, cred că se duc sus în, la păscut. Începem dimineața cu ospitalitate și de aici din Târnava. Am fost invitați să ne luăm micul dejun. Ia uite, facem ovăzul. Am avut parte și de ospitalitate aici în Târnava. Iar asta amici am primit noi de la Mihai. Mihai care e asistent pe, la spital, chiar la Mediaș. Asta e pentru Cătălina, o fostă colegă care a venit cu noi pe traseu. Ia uite că ceapă verde! Așa, la pâine de zacuscă. Două borcane de zacuscă. Și surpriza! Acum, slăninuță! Proaspătă, eco! Gata, băgăm azi, mâine, de fapt zilele astea tot o să ținem pe slăninuță cu ceapă. Mergea brânzica de la Marcu. Câteva zile am mirosit a brânzica cu a venit la ceapă. Băi, asta e omenia, nu știu, și ospitalitatea aia autentică. Jos pălăria, mulțumim tuturor celor care ne-au omenit și acum Mihai, toate cele bune. Ce mănâncă ami bun acolo? N-ai vrea să știi. Slăninuță. Și zacuscă, nu guști? Da. Ia uzi, poc. Te lovesc cu mirosul ăsta. Mă, asta este mâncarea localnicilor făcută aici, mă. Asta e bună, bună. Ia ce bună. Așa da, să începem ziua. Ce știi că e de aici, de aici de la mama satului. Nu ai cum să refuzi așa să nu guști. Ce vrei mai mult de atâta, tati? O palinc, dar de dimineață nu merge. Uite, slăninuța asta e de acolo. Acolo e ferma. Că dimineață lângă Purcei aici, da. Uite, la aici noaptea... Aici 17 pe Purcei. Până la... Uite acolo. Crăciun, fac 150 de kilograme. Băi, unul, ia uite, bă, cum bagă mâna, bă, la oameni în curte, bă. Uite-l, bă, ce face, bă, fură cireșe, bă, vișine, ia uite-l, bă, ce face. Bun. Drumul de azi, în mod normal, ar fi trebuit să fie de la Bazna până la Accente Sever, dar noi, cum am mers acei, cât erau, vreo încă 7 km până aici în Târnava, sperăm să depășim Accente Sever. O să ajungem în Copșa Mică și vrem să să fie oprirea undeva în Sheica Mică sau Mare, cu câțiva kilometri înainte de Mică Sasa. O lăsăm așa pentru mâine, ultima zi. Azi ne așteaptă așadar un traseu de vreo, cred că vreo 23 de kilometri. Și cred că scăpăm de ploaie azi. După previziunile meteo, se pare că o să fie frumos. Cum ați uplin? Voioși. Hop, și așa. Via Transilvanica. Una dintre cele mai frumoase și frumos realizate borne. E un vas tradițional
Da, ce zumzăit e aici! Și ce parfum! Dacă știe cineva ce flori sunt astea, să-mi spuneți. Lăsați-mi în comentarii că tare frumos miroase. Și mă întreb dacă așa sunt ele sau își schimbă, își vor mai schimba culoarea. Este așa rozalii. Movulii. Pai, ce miros. Miroase un pic ca liliac cu bujor, așa. Și-am plecat cu roua în picioare. Mi se ceartă cu câinii acolo. Freamătul codrilor. Din la oi! Hei, hei, verde iarba, soarele sus pe cer. Hei, hei, dusă e iarna, cu dinții ei de fier. Oh, chiar ne întâlnim cu oițele. Uite, plin de porumb în stânga. Aia e deja copșa? Păi stai, mă, nu 7 km. Cine știe, poate ne bagă în pădure. Iar zumzei de albine. Aici la floricele. Vedeți iepurica? Uitați-ți pe iepurica. Probabil se vede, cel puțin furnalul ăla n-are cum să nu se vadă. Aici, dragilor, unul din cele mai negre comune din Europa, la un moment dat, celebrul negru de fum din Copșa Mică. Acum am auzit vorbe bune despre Copșa Mică, un orășel cu un primar bun. Nu știu dacă mai funcționează. Mă, negru nu mai iese din furnal. Se zicea că puneai rufele, de fapt nu puteai să le pui la uscat, că se făceau toate negre. Am întâlnit și o bornă. Am întâlnit și un cuțulache care îl dă bun venit în Copșa Mică. Ce ciudat că nu am trecut în Copșa Mare, care e mai mică decât Copșa Mică. Ne-a băgat prin pădure sau direct aici să coborâm în oraș? Ce ziceam? Hai să întrebăm pe cuțulache. Cuțulache, ziua bună, ziua bună! Mergem bine? Că ziua e frumoasă, burtica e plină, zâmbetele pe mocile noastre de drumeți, nebuni, porniți de o lună de zile, tavan din Bucovina, băi, cuțulache, bă! Asta în fiecare zi lumea se miră. De unde veniți, bă? De unde veniți, bă? Oi. Bună ziua! Bună ziua! Ça va? Ça va bien? Da! Ieșim din Târnăvioara. Și de... Puneți că traversăm Târnava Mare. Face bing bing, dar tren nu e. Stânga liber, dreapta liber. Poate ne cade barieră în cap. Uite, media e doar 9 km. Și noi cât am făcut? 60! Păi, te duce imediat. Umbra. Asta e biserica luterană din secolul al XIII-lea.
Și imediat lângă e o biserică romano-catolică din secolul al XVIII-lea. Și atât de aproape e o altă biserică din patrimoniul UNESCO, Valea Viilor, la doar 4 km. Aici se face stânga. Fai, uitați ce fum, ce... Ce aici, ce... Negri, să vă arăt aici o poză, ce... Negri erau copilașii. E expoziție... E și unde, fotografică. Ia uitați... Partea asta de final e, de fapt, orașul nou, pe unde am intrat, e așa zis, centrul istoric cu bisericile vechi. Aici și blocuri, supermarketuri, restaurante, una alta, dar deja noi suntem aproape de ieșire. Și cum ieșim din Copșa, cea mică, intrăm în Accente Sever, care... Da, conform ghidului Via Transilvanica, ar fi capăt de traseu pentru capăt de zi. Ziua a 10-a sau a 9-a din Terra Saxonum. Dar noi vom continua. Hai să vedem ce ne oferă domnul Accente ăsta. Accente Sever în germană este... Frauendorf. Frau, știu că e doamnă. Dorf era terminația satelor de pe aici. Vedem în depărtare și o biserică fortificată. Salut. Sănătate! L-am văzut pe Transilvanica. Da? Mai bine, Bogdan. Dudu, intrați la o cafea, la un pahar de apă, vă pun și ștampila pentru... A, la dumneavoastră! Perfect! Da, chiar frumos arată! Media am găsit pe lume, băi! Bine v-am găsit! No? Am fost întâmpinați cu niște socată. Pa. La fix, ia să vedem ștampila. Ce ne oferă, ce... E chiar biserica fortificată, nu? Sau castelul, cetatea de aici, din Accente Sever. Frumos, frumos! Da, fain. E o Românie frumoasă. Foarte frumoasă. Mi-a prins el ploaia. Stăteam toți așa ghiocei sub copaci. Dânsul a mers din Copșa până la București. 300 de kilometri? 360 de kilometri. 360 de kilometri. În 11 zile. Frumos. Uite, vezi? Întâlnești oameni faini și... Așa am cunoscut pe Alin. A, da? Hai că ne-a lămurit domn primar. Cu denumirea, într-adevăr, în germană, cu frau, știam eu că sunt, că înseamnă femeie, Frauendorf, satul femeilor. Nu știm trecutul, dar denumirea actual Accente Sever este după un pașoptist, am impresia, sau ce spune. Deci la denumirea unei personalități. Mergem la biserică. Mulțumim de prăjituri. Încă o biserică, să fie asta Gârbiciu. Ce ai găsit tu pe acolo? Că la se afundă, mamă ce noroi e. Sunt ca nisipul de mișcătorie. Uite așa am găsit o pălărie de paie mai bună decât șapca. Așa mai. Mai de aici, de la țară. Bună-i! Ultimii 3 km până în Sheikha Mică. Nu degeaba îi spune zonei colinele Transilvaniei, verzi, frumoase și printre ele așa parcă ascunse în vale satele, drăguțele de ele, transilvanene, cu acoperișurile roșii, case tipice săsești
și biserica fortificată. Nu mergem să căutăm un magazin, să luăm niște muștar pentru șunculița primită și niște berici. Biserica fortificată. Ah, ce priveliște avem în spate, bisericuța. Zacusca de la Mihai. Brânzica. Da, și pâine. Scoate pâinuța a mii. Aici? Da. Sper și ceapa imediat. Oh. Poftă mai. Mulțumim, Mihai. Am văzut că ne-a apreciat paginile. Nu știu că nu am. Apreciați și voi. Avem și Facebook, și Instagram, pe YouTube aici, frumos. Și un like, e binevenit. Da, știi ce? A poftă mie. Dar nu mai rezist. Asta de la oamenii ăștia, gospodare aici, biserica. Așa, da. Să nu mai spuneți la nimeni, dar o să acampăm aici frumos în parculeț. De fapt, niște localnici ne-au sugerat și bună sugestie. Cum e, domnul Smiley? Cum a fost călătoria până aici? De la extraordinar în sus. Dar cu ursul v-ați întâlnit? Urmăriți episodul 14. Pun acolo un link din ăla. Și tare cu am făcut începutul și sfârșitul. Da. Bucovina sau cu Teraxaxorum. Asta, dragilor, vă facem poftă. Deci scuze, dar... E prea bun. Mănânci așa într-un sat. Te simți. Adevărat. Neauș. Bun. V-am lăsat. Am și uitat și de muștar. Lăsăm ultimul episod. Mâine, Nicăsasa. Până atunci, toate cele bune. Neam, 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 neam. Ciao. Noapte bună. Noapte bună. Mama, mama, mama. Ce o să dormim la noapte? Ne întorci.